Românii încearcă să își cultive singuri legumele, speriați de prețurile tot mai mari din piețe, răsadurile se dau ca pâinea caldă, fie că sunt de roșii, castraveți sau ardei. Iar clienți nu sunt numai cei care au grădini și vor să mănânce sănătos și ieftin. Tot mai mulți plantează și în ghivece, pe balcon. În piața mare din Târgu Jiu, vânzătorii de răsaduri abia mai fac față cererii. E sezonul răsadurilor, roșii, ardei, vinete, castraveciori. Da, cum să nu. Ce se caută cel mai... În perioada asta a lunii se caută cel mai mult roșiile. Da, ele se pun și timpurii și extratimpurii, după aceea ardeiul, castraveciorii. Vremea s-a încălzit, lumea a început să cumpere. Care sunt prețurile? Păi prețurile variază, de la 1,50 lei la 2 lei, de la 1,50 lei în sus. Depinde de hibrizi, de soiuri, de... Odată cu creșterea prețurilor, oamenii s-au reorientat. Își cresc pe fiecare bucățică de pământ propriile legume să facă economie. Unii le pun și pe balcon în ghivece. Toată lumea trebuie să pună, să aibă o legumă cât mai proaspătă și să mai reducă și din cheltuielile familiale, la condițiile actuale. În fiecare an punem grădinuța pentru că nu venim în piață după fiecare. Noi ne bucurăm de a noastră, bună. Știm că e românească. În caz mai bio. Mai bio. O ceapă, o ceva, un morcov, nu cumpărăm. Dacă avem posibilitatea și stăm la casă, este bine. În plus, faptul că plantele nu sunt stropite cu tot felul de substanțe chimice le dă siguranță oamenilor. Să încercăm cât de cât, adică să producem, pentru că cele din comerț știm cum sunt produse, adică nu contează calitatea lei, contează cantitatea și cum arată. Nu, acestea. Roșii, ardei, castraveți, mai multe. Deci am cumpărat, da. Se merită investiția răsă? Da. Ca să iau. Bineșor. Mai scumpe decât anul trecut? Parcă-s mai scumpe, da, ceva, da, da. Îmi plac florile și mai pun și cumpărate, mai pun și eu răsaduri. La mare căutare sunt și ierburile aromatice. Pe tarabe au apărut ghivece cu condimente proaspete care sunt din ce în ce mai cerute.